Bună seara din nou, dragii mei! Bine v-am regăsit pe canalul Horoscop la o etalare care se extinde, o etalare generală, bineînțeles, colectivă, care se întinde pe perioada acestei săptămâni. Așa cum am spus și în etalarea de luni, vor fi 7 etalări cu legătură între ele, 7, să spunem așa, episoade, așa este un soi de etalare serial, în care o să discutăm despre clarificarea situației voastre și a persoanei dragi, persoana voastră dragă, ce se întâmplă, ce crede despre voi. Acesta chiar este subiectul pe care îl abordăm în această seară, dacă este posibil ca dragostea voastră să renască, ce simte în secret, prin ce trece în momentul de față, ce ar dori să vă promită și ce vă promite, dacă îți vorbe goale sau chiar va construi relație de data aceasta, nu pe nisipuri mișcătoare, de ce se ascunde persoana voastră, va fi pe 18 august și în secret, dacă este doar de voi, voi doi încotro ca încheierea acestei citiri generale. În subsolul fiecărui clip va exista linkul cu etalarea anterioară, tocmai ca să vă duceți direct să vedeți de unde și ce, cum a rămas, să aveți așa un soi de continuitate și să nu pierdem vremea, până la urmă, și să nu vă pierdeți voi vremea, pentru că este august, este vacanță și nu vreau să vă fur din timp. De altfel, în descrierea generală a clipului o să vedeți cam tot ce vă interesează pentru aceste clipuri. Ieri am discutat despre cât de sinceră este persoana voastră sau cât de sinceră a fost persoana voastră. Astăzi am să continui cu ce crede în momentul de față, o persoană la care am să vă rog să vă gândiți și să rostiți chiar numele de trei ori în gând, vis-a-vis de voi doi, vis-a-vis de voi, vis-a-vis de voi doi și vis-a-vis de relația voastră. Gândiți-vă la această persoană, o să folosesc același pachet de cărți de oracol, dar acolo unde voi simți nevoia o să clarific cu alt pachet de cărți de oracol. Ce crede acum despre voi sau când se gândește la voi, la ce se gândește? Această carte înseamnă o revenire spectaculoasă, o dorință, de fapt, pentru că avem aici o cutie a Pandorei care este deschisă și din care ies câțiva porumbei albi, gânduri de împăcare. Deci când se gândește la voi, în mintea sa, probabil, se nasc aceste gânduri de împăcare. Oare ar fi posibil? Oare pot să mă împac după, atenție, după un abandon? Este clar că persoana aceasta, în foarte multe cazuri, a abandonat relația, a plecat, a blocat, s-a răcit de voi. Este clar că vorbim clar despre aceleași semne zodiacale, dar am spus, această etalare overall este pentru toate semnele zodiacale. Însă insistăm asupra Balanței, Leu, Capricorn, Taur, Berbec și Scorpion în unele cazuri. Aici văd că intervine și o fecioară, dar nici nu știu dacă am să mai dau semnele zodiacale, pentru că, până la urmă, v-am zis, este o etalare care se adresează tuturor semnelor zodiacale. Este o persoană care își ascunde emoțiile, sentimentele în spatele unui paravan. Și așa cum spuneam și în etalarea de aseară, degeaba pare cumva că toate sunt bune și frumoase, când în interiorul său se află un conflict în momentul de față, fiind rutinată, plictisită, nu-și mai găsește energia de a trăi. Îl copleșește sau o copleșesc emoțiile acestea a tristeții, pentru că fără să vreți, i-ați oferit acea siguranță, relaxare, stabilizare emoțională. Voi sunteți, v-ați fost, sunteți și veți fi refugiul acestei persoane. Veți fi, în multe cazuri, o să vedem și dacă face ceva în acest sens. Dar acum îmi doresc să știu ce crede despre voi. Crede că ar mai putea, dacă Universul este așa drăguț cu voi, să vă mai ofere încă o șansă ca să treceți de acest conflict. Aici avem planeta Marte. Și pentru asta probabil se gândește să și acționeze în sensul acesta. În general, planeta Marte înseamnă acțiune, înseamnă energie, energizare, dar și conflict, probleme foarte, sau pasiune, foarte multă pasiune adusă chiar în extrem, agresiune, de ce nu agresiune verbală,
spuneam despre conflict. Adică este o persoană, nu neapărat că este o persoană, să spunem așa, nu neapărat că este o persoană conflictuală, dar are un soi de egoism, de narcisism, că spuneam, și în etalarea de ieri. Era acea persoană care se uită singur în oglindă și spune, vai cât de bine arăți, dar e singur sau singură. Și atunci despre ce vorbim? Dumneavoastră îi dați putere. Asta trebuie să știți, că îi dați foarte multă putere. Se gândește la voi, îl bântuiți, se simte golaș de emoții, de sentimente. Să știți că în momentul în care ați fost împreună, persoana respectivă, nu știu dacă știați lucrul acesta, chiar s-a îndrăgostit de voi. Chiar și pe o perioadă mai scurtă de timp, chiar și pe o perioadă, nu știu, mediu. Probabil că această relație nu s-a terminat, încă sunt povești neterminate și în mintea sa, că spuneam acum intrăm doar în energia lui sau a ei, a proiectat această etalare, această relație pe termen mediu, nu pe lung. Capătul nu l-a văzut. Adică, cumva simt că nu a avut foarte mare încredere că veți ajunge la un numitor comun. În final vom fi împreună. În final vom avea copii. În final vom oficializa relația. Nu s-a dus până acolo. Nici n-a vrut chestia asta. Dar pe termen mediu și-a dorit să fie cu voi. Posibil un trio, pentru că aveam și în prima etalare, în primul episod din 12 august. Posibil să fi fost vorba despre o relație triunghiulară, pentru că acolo avem o rezolvare din partea unei energii feminine care îi dă drumul, îl eliberează sau îl împinge, îl propulsează, o propulsează către du-te unde crezi tu că te potrivești. Pentru că noi doi nu mai avem nimic în comun. De aceea se gândește cum să înlăture acest blocaj. Ce spuneam? Dacă vă uitați în etalarea din 12 august, a ieșit din nou Bonificent. Am zis că mă ajutați voi să-i dau un nume la zâna bună. Că am zis Maleficent e cea rea, zâna bună. Chiar dacă este o a treia persoană, sau poate să fie o energie matură feminină din familie, nici nu știu cum, îi dă această soluție. Mă bucur că a ieșit acest mesaj și în această etalare, pentru că îmi dau seama că este vorba despre același mesaj, așa cum îmi doresc. O persoană, probabil acum mi-au ieșit și anumite inițiale sau poate în interiorul prenumelui, numelui de botez al acestei persoane, energia feminină care îi oferă persoanei voastre cheia, îl eliberează. Mie așa mi se pare că este o eliberare. Te eliberezi de orice fel de obligativitate. Există și posibilitatea ca această a treia persoană pentru un mai restrâns, așa, un număr mai restrâns de urmăritori să aibă copii cu această persoană sau să fi rămas însărcinată dacă vârsta permite voința, dorința. Și atunci să considere că nu acel copil îl ține în loc. Adică, te înștiințez, v-am zis, așa, cu paranteză, te înștiințez că, în sfârșit, ai un copil, nu vreau nimic de la tine, vreau doar să știi, pentru că așa mi se pare corect să afli de existența acestui prunc. Dar, este treaba ta, dacă îl accepti bine, dacă nu îl accepti, iar bine, eu îl cresc singură, fără niciun ajutor. Nu ești strâns cu ușa sau nu ești, mă rog, nu ar trebui să fie implicat în creșterea acestui copil. La fel, deci ca o paranteză. Deci poate să fie și așa, este vorba despre eliberare. Nu pot să mă implic în relația cu altcineva pentru că, uite, între timp s-a întâmplat asta. A apărut un îngeraș și mă simt obligat să-l cresc sau să am o legătură. Deci poate să fie un fel de eliberare și din acest punct de vedere. Dacă nu, am zis, este a treia persoană care îi spune du-te cu cine vrei pentru că eu nu mai am nicio legătură. Deci persoana aceasta are cheia rezolvării problemelor voastre. Bun, ce crede acum despre relația voastră persoana aceasta? Ce crede despre relația voastră persoana aceasta? Crede că nu neapărat l-ați uitat, dar din cauza lipsei de comunicare v-ați răcit. Crede, deci ca și relație, mai ales dacă există relația aceasta mi se pare pietrificată în momentul de față.
Adică o relație neconsumată, din niciun punct de vedere s-ar putea, nici din punct de vedere intim, sau, mă rog, ca din punct de vedere emoțional, sunteți la distanță, probabil că v-ați cunoscut în social media în unele cazuri, deci nu în toate cazurile. Avem aici un brunețel cu ochișorii negri, mustață cioc, ele părul închis, castaniu, se spune șatel, închis cu ochii căprui. Este un fruct oprit, să știți. Relația voastră îi se pare un fruct oprit. Ori oprit din fașă, ori oprit din cauza acestei persoane care a blocat sau care a părăsit relația și știe că a abandonat, dar își dorește o revenire, o reîmpăcare cu problematica pe care am discutat-o, rezolvarea de la această energie feminină. Se termină ceva, își dorește să se termine ceva, să înceapă altceva. Acum, sunt situații, la fel, pentru o categorie mai restrânsă de urmăritori, în care și ea și el au pe cineva. E bine, atunci, din acest punct de vedere, persoana voastră se gândește că ar vrea să înceapă o relație cu voi în ideea în care voi ați termina ceva sau așteaptă ca voi să terminați ceva, dacă este posibil să terminați ceva sau să vă încheia seria de responsabilități, obligativități, ca să fiți și voi liberi, libere de contract ca și ei, astfel încât să vină să în întâmpinarea voastră să găsească un motiv prin care ar putea să vă atragă atenția, dar să o facă pur și simplu fără a avea pe conștiință anumite vini. Pentru că se vine, este o persoană care se auto-învinovățește extrem, chiar dacă nu arată. În schimb, ea consideră că este neserios sau neserioasă. Ca semn distinctiv al acestei persoane, în afară de cel pe care l-am amintit aseară, un semn distinctiv și pe picior, mai sus de genunchi. Piciorul drept, la fel, ori o aluniță, ori un semn distinctiv din naștere, în sfârșit. Brățărică la un picior, în unele cazuri. Ce vreau să spun este că simte că v-ați răcit. Deci despre relația voastră, o consideră că s-a răcit, o consideră că sunteți departe, consideră că s-ar putea să nu vă mai gândiți la el sau consideră extraordinar de tare că nu îi mai credeți. Probabil că își spune ceva la modul mi-aș dori să revenim, să stăm de vorbă după acest abandon, însă sunt sigur, ar spune el, sau sunt sigură, ar spune ea, persoanele voastre, că deja nu prezint încredere în fața ei, nu mai prezint încredere în fața ei. Nu mai are, cred că mă consideră neserios. Și atunci treaba asta îl determină să șovăiască, îl determină să nu facă încă primul pas. Însă avem un 19 august, să știți. Eu pe 18 august o să vorbesc chiar despre ce simte în secret vis-a-vis de voi și voi doi încotro. Dar uite că avem aici o dată de 19, specială, în care s-ar întâmpla multe. O situație specială, 19, chiar și octombrie, avem un 19 octombrie. Foarte multe lucruri se vor întâmpla în august, septembrie, dar avem și un 19 octombrie. Și o să discutăm și despre asta. Dacă este posibil să deblocheze sau să vă deblocheze sau această situație să se deblocheze. Crede că nu mai sunteți atât de convinsă că vreți vrea o relație după ce v-a blocat, după ce a plecat, după ce v-a înșelat așteptările, după ce a abandonat această relație și este extrem de greu. Este extrem de greu pentru că, sigur că, nu repet, este vorba despre o relație triunghiulară aici, sau a fost, sau mă rog, va fi liber, liberă de contract. Dar să știți că, da, luna septembrie, spuneam în nedalarea de ieri că finalul lunii august, avem o lună cu 31 și o lună cu 30, luna 30, luna septembrie de 30, așa că atunci cred că persoana asta este pe cale să dea jos o mare greutate. Este greu, este
nu se simte absolut deloc bine, știind cumva că v-a făcut să suferiți. Aici este un blocaj, este un scut de protecție. A considerat că acest blocaj este un scut de protecție pentru ca voi să nu suferiți din cauza greșelilor sale. Wow, ce mesaj am primit! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc de inspirație, dragii mei îngerași. Însă dorește să îndepărteze acest scut prin discuție, prin comunicare. Avem aici, dacă vedeți, și acest curcubeu. Știți? În aceeași formă a scutului de protecție. Așa a considerat. Mai bine blochez persoana ca să nu-i fac rău. Să nu fie martoră la greșelile pe care le fac. Că probabil s-a pozat cu noua achiziție, probabil a mai avut și alte relații după voi, probabil a fost cu fundulețul în 7 luntre. Dar uite că situația se schimbă. Nu uit de anii 2006-2026, 2025, bine, aici 2006, poate că are o legătură, că aveți și cifra 6, extrem de pregnantă în această etalare. Vorbeam în etalarea de ieri de anii ăștia, 2026-2025-2026, deci încă de la anul, cred că este o schimbare decisivă în toată această situație. Ar vrea să înlăture, că vorbim despre ce crede acum despre voi, despre tine și despre relația voastră. Ar vrea să înlăture acest blocaj pe care l-a pus odinioară, tocmai ca să nu vă facă rău, să nu vedeți voi, să nu... Vedeți exact ceea ce am spus mai devreme și mulțumesc că mi se confirmă. Crezând că are balta pește, de asta cred că după voi, am mai încercat pe aici pe acolo, să se prietenească, să aibă relații, toate pasagere, toate efemere. Nimic nu s-a întâmplat conform așteptărilor sale. Probabil că a avut așteptări mai mari. Că știți cum este? Momentul în care este cu cineva care are o anumită prezență, o anumită cultură, o anumită educație, o anumită prezență, o anumită culoare de păr, anumite kilograme, nu știu. Deci, conform așteptărilor sale, e foarte greu să găsești la următoarea relație de fapt ceea ce tu ai găsit în căutările tale. Dar în momentul în care ai găsit, ai considerat că sunt alte priorități, sunt alte chestiuni de rezolvat, sunt alte chestiuni de procesat. Și atunci, știindu-te și pe tine că nu ești o ușă de biserică, ai blocat, tocmai pentru că ai vrut să nu afle de ceea ce vrei să faci, considerând că nu vrea să te facă să suferi. Relație la distanță, relație care avea proiecție de plan de mediu. Nu a avut probabil încredere, a acționat totalmente greșit din punctul vostru de vedere și atunci știe că a mâncat mâna pe care a hrănit-o. A mușcat mâna care l-a hrănit. Știe, conștientizează toate lucrurile acestea, vrea să dea la o parte acest blocaj pentru că în sfârșit, nu vrea să se ascundă de voi și nu vrea să ascundă acțiunile pe care le face. Vrea să știți până la urmă exact ceea ce este. Ce sentimente are acum vis-a-vis de voi? Ce sentimente are? Că nu v-a cunoscut suficient, dar ar vrea să vă cunoască. Pentru că nu v-a cunoscut suficient, a luat o decizie, probabil aceea de a bloca sau de a părăsi relația, de a abandona relația, fără să vă fi cunoscut suficient, fără să vă descifrați, probabil să vă fi descifrat suficient, probabil că fiind într-o relație, în altă relație, plictisit sau nu, rutinat sau nu, asta am discutat deja în etalarea de ieri, de pe 12 august, mândru, nevoie mare,
Probabil că era foarte ușor să agațe doamne sau domnișoare în social media care aveau responsabilități. Obligativități sau altă căsătorie, că în unele cazuri vorbește și de pătrat amoros. Pentru că era foarte ușor. Știa că nu are de ce să se lege la cap, că nu doare, știa că poate să aibă o relație intimă și atât, fiecare la scara lui, dar uite că ușor, ușor, această relație a evoluat, vedeți, de la maimuță la om, știți? Aici, mă rog, reprezentarea simbolică înseamnă evoluție. Adică a evoluat ușor, 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 până când persoana asta a scăpat total de sub control sau și-a scăpat total de sub control emoțiile, sentimentele. Că de asta spun, s-a îndrăgostit de voi, a început să-i fiți indispensabilă sau indispensabil, așa cum spuneam și în titlul de aseară. I-ați devenit indispensabil cu fiecare cuvânt, cu fiecare melodie dedicată, cu fiecare îmbrățișare, eventual când v-ați și cunoscut face-to-face, că poate n-ați consumat relația din punct de vedere intim. Dar nici nu cred că vă interesa foarte tare, cel puțin pe voi. Pe ei, da. De asta cred că a plusat un pic într-o zonă în care ar fi trebuit mai întâi să vă cucerească intelectual și apoi altufelul. Dar numai că aici a fost o cumva, zic eu, potrivit acestor mesaje, bineînțeles, dacă rezonați cu etalarea, aici cred că știe că a greșit puțin, să zic. Nu a avut răbdare să vă cunoască, nu a avut răbdare să vă descifreze, nu a avut răbdare să știe, să afle multe despre voi. Știți, a grăbit un pic lucrurile. Nu a vrut să vă cunoască. Nu cred că l-a interesat foarte mult din prima să vă cunoască, știți? Nu asta l-a interesat, că de asta spunea, a vrut să trăiască momentul, i-a plăcut foarte mult, a fost atrasă, dar cam atât. Și atunci a luat o decizie legat la ochi, în ideea în care ce-o fi mami, o fi și tati. Oricum, 60-70% nu considera că va fi un succes. Și nicio călătorie, nicio invitație, probabil că veneați, vă întâlneați, dar așa, pe fugă, un pupic în fugă, mai ales dacă era și din orașe diferite, probabil niște trăiri intense, în amurg, așa, tot pe ascuns, tot unul nu vroia, altul vroia, ea probabil că s-a speriat, nu prea a avut încredere în intențiile acestei persoane, că vrea să se ducă și abandonează, nu i-a prezentat încredere, el n-a vrut să stea, să cunoască, să... Aici probabil au fost niște decizii, deși simțeați prin toți porii că sunteți in și yang ca și relație. Persoană care posibil să poarte ochelari, în unele cazuri, sau rotunzi, sau lucrează cu acte, lucrează cu contracte, lucrează cu... au mână așa, niște foi. Poate să fie și artiști, că și ăștia repetă, în sfârșit, după foaie. Paleta de activități profesionale este stufoasă, multă, dar nu discutăm acum despre joburi. Ci discutăm despre o persoană care este extenuată, este obosită și care și-ar dori să vă mai dați o șansă. Pentru că tot vorbeam despre acest ce crede acum despre voi. Ceea ce mă interesează, că tot pomeneam aseară de anii aceștia, 2005-2006, să vedem ce s-ar putea schimba atât de tare în acești ani. 2005-2006. Ce s-ar putea schimba, deși am zis că, în sfârșit, aș fi putut să iau alt pachet de cărți de oracol. S-ar putea concretiza... Deci fii atent. Fiți atenți. Și o să vedem așa pe parcurs până duminică ce se întâmplă. Nu, unul fără altul nu puteți. Cotitura va fi momentul în care lucrurile încep să se concretizeze, în ideea în când așteptați de foarte multă vreme un mesaj, un telefon, o concretizare a faptului că sunteți unul în gândul celuilalt de multă vreme.
Sigur că acum puteți să-mi spuneți, a, păi, până în 2025, 2025 mă apucă bățăiala, ce mă fac eu până în 2025? Avem și un bărbat chel cu ochii închiși la culoare. Nu mai dau vârstele că le-am dat în etalarea de aseară, nu asta contează. Contează faptul că mai avem pe aici pe acolo un animaluț de culoare deschisă, cafenie, că vorbiți foarte mult seara, noaptea, în amur, că vă întâlniți, se schimb, intrați într-o nouă etapă. Ce ar însemna această schimbare? Există un moment, de fapt, când se concretizează totul. Așteptați de foarte multă vreme concretizarea, să vină, să puneți mâna pe el, să duceți relația la un nivel următor. Asta mă interesează dacă este posibil, pentru că este ca și cum ați vorbi în oglindă. Dau ești aproape aceleași cărți ca... Este extrem de dor de voi. Fără doar și poate se gândește, deci n-am ce să se gândește non-stop la voi. N-ar recunoaște nici ruptul capului, dar este topită fără voi. Distanță, relație pe nisipuri mișcătoare. Ce s-ar concretiza? S-ar concretiza nisipurile astea mișcătoare, știți? Faptul că relația voastră nu este solidă, n-a fost solidă. Spuneam de august-septembrie, acum, na, timpul este relativ, până la urmă sunt niște date, dar timpul este fluid, curge diferit de ceea ce știm noi. Așa, în 3D. Momentul culminant în această situație este că după foarte multă vreme, uneori și ani, aveți schimbarea aceasta din fundația aceea pe nisipul mișcătoare a relației, trece de la nisipul mișcătoare la o bază solidă. Adică de la nisipul mișcătoare trece la o consolidare a relației. Trece la o fundație de ciment. Și cred că toată această separare, unul de celălalt, bineînțeles, ajută această relație să se consolideze, pentru că vă este din ce în ce mai dor unul de celălalt. Știți ce vă ține foarte mult? Această încăpățânare. Probabil că sunteți două pietre tari. Și faptul că persoana respectivă este extrem de plină de ea, narcisist, narcisistă, are senzația că totul se va rezolva pentru el și doar pentru el. Este așa cumva pe un piedestal, nu-i prea ajunge nimeni cu prăjina la năsuc, cel puțin acum. Doar că se întoarce rata. Ce ar însemna solidificarea acestei relații, schimbarea aceasta din pom și pomul în aer în ceva concret. Ce ar însemna asta între voi și această persoană? Sigur că până atunci vor fi mesaje, până atunci, într-adevăr, vor fi discuții, veți comunica, veți relua această comunicare, vorbeam de ceva concret. Această carte înseamnă un nou început. În ce ar însemna un nou început? S-o luați de la capăt. Exact într-un an de zile din momentul în care auziți această etalare, 12 luni. Să aveți ceva concret. Cuplu. Măcar să vă formați ca și cuplu. Asta poate să vă aducă 2025. Un an, cel puțin, veți fi împreună, ca și cuplu. Veți locui împreună, veți construi această relație, cineva va renunța la altcineva pentru a avea acest cuplu. Dar o să continui mâine seară, 14 august, parcă, dacă nu mă înșel. Este posibil ca iubirea voastră să renască, exact ceea ce am spus și în ziua de luni. Despre 10 august am deja povestit despre subiecte și uite ce frumos se leagă unele de celelalte. Este posibil, că tot spuneam, ca relația voastră să renască, pentru că asta își dorește, și grosomodo este vorba despre acest nou
început. O să vedem ce este și cu acest copil și de ce vrea neapărat să vă deblocheze. O să vedem și ce este cu această încăpățânare și dacă distanța aceasta dintre voi se diminuează până la anul. Adică să vedem ce se întâmplă în perioada aceasta de până la anul, că la anul sunt șanse foarte mari să se concretizeze cuplul vostru. Dar să vedem ce se întâmplă până atunci, ce suișuri, ce coborâșuri, cam cum se vor întâmpla lucrurile, tocmai ca să nu fiți prinși sau prinse cu garda jos. Sigur că reiau este o etalare pentru persoanele pe care le considerați dragi, pe care le considerați a fi destinul vostru, căci după cum am văzut, s-ar putea ca persoana aceasta să fi fugit până la urmă de destin, de ceea ce este destinat. Eu nu o să fug, o să ne revedem și mâine seară. Până atunci vă îmbățișez cu mare, mare drag, vă iubesc, aveți o săptămână spectaculoasă și vacanță plăcută tuturor celor care sunteți în vacanță, concediu plăcut, vacanță plăcută elevilor și la mulți ani tuturor celor care vă aniversați zilele de naștere în această săptămână. Vă pup, dragii mei, vă iubesc, aveți grijă de voi. De ce că nu e bine să zic așa? Toate cele bune! Vă pup!